Dragilor, așa că vă așteptăm alături de noi. Din nou în direct, doamnelor și domnilor, discutăm despre tratament modern în urologie, despre chirurgie laparoscopică. O să-l rog pe domnul doctor Ștefan Gutuie să extragă cel de-al doilea telespectator câștigător, pentru că mai avem un caz, un filmuleț de prezentat, apoi vreau să răspundem și mesajelor. Mulțumesc foarte mult! Ia să vedem... Domnul Răzvan Lincă, sau Linca, felicitări, ați câștigat borcanul de Colon Health, dar și borcanul de Liver Help. Spuneam că le mulțumim din suflet sponsorilor noștri pentru generozitatea cu care vă oferă zilnic aceste premii și nu în ultimul rând vă mulțumesc dumneavoastră că ne urmăriți, că sunteți mereu alături de noi, trimiteți și mesaje la care răspundem imediat, mai aveți timp să scrieți 1313 sau trăiește sănătos @antena2.ro. Știu că mai avem un caz de prezentat pe care l-ați adus, dacă imaginile sunt pregătite le putem comenta. Da, e vorba de un caz de o tumoră renală de mici dimensiuni, de 2 pe 3 cm. În aceste situații se poate face o ablație doar a tumorii, rinichiul fiind lăsat pe loc. Este vorba de o intervenție chirurgicală care necesită multă tehnicitate și rapiditate, pentru că pentru a evita sângerarea, artera renală este campată, adică fluxul până artera renală este oprit pentru o perioadă de maximum 20-25 de minute, urmând ca ulterior să se excizeze tumora și să se refacă, să se facă hemostază la nivelul patului tumoral. Este o intervenție, cum vă spuneam, de mare tehnicitate. Noi am reușit să o realizăm. Suntem mândri de asta. Sigur că ea poate fi realizată mai ușor pentru chirurg cu robotul. Ne propunem să facem și lucrul ăsta, dar vom vedea ce vom putea reuși să facem. La un moment dat ați vrut să discutăm legat de contraindicații, l-am lăsat pe final de emisiune. Sunt și situații în care, iată, absolut, nu putem beneficia de această tehnologie modernă? Există contraindicații absolute. Care, contraindicația absolută înseamnă contraindicații în care nu poate fi vorba să facem intervenție laparoscopică. Asta înseamnă atunci când avem de-a face cu boli de sânge care nu pot fi tratate și care produc sângerări importante în timpul operației. Atunci când avem de-a face cu un hemoperitoneu important, adică cu sare de sânge în cavitatea peritoneală, cu o peritonită generalizată, cu existența unor aderențe foarte importante care nu permit nici crearea pneumoperitoneului și nici manipularea intraoperatorii. Există și contraindicații relative, cum sunt sarcina sau organomegalie, atunci când avem de-a face, să spunem, cu un ficat mai mare, cu o spină mare, sau cu pacienți care au fost supuși în antecedente unor intervenții chirurgicale care au produs cicatrici intraperitoneale și acestea nu poți să știi înainte de intervenție dacă poți să faci acea intervenție, deci, sau nu, dar trebuie încercat, se pot face. Medicul specialist este cel care decide. Vreau să răspundem și mesajelor, pentru că ați primit întrebări din partea telespectatorilor noștri, cărora le mulțumesc. Iată, Maria spune, am un chis de 30 de milimetri în rinichiul drept. Ce se poate face? Cum ar trebui să procedez corect? Este un chis de dimensiuni mici. Ce mai înțelept lucru ar fi să-l urmărească ecografic la interval de 6 luni. Și încă nu se pune problema de o intervenție în acest sens. Probabil dacă ar ajunge la o dimensiune mai mare de 7 cm, probabil că în acest caz s-ar putea interveni modern, laparoscopic, așa cum am urmărit în material. Dar ați auzit, doamnă, deocamdată stați liniștit, așa să rămână chistul la dimensiuni mici, însă dumneavoastră trebuie să-l urmăriți ecografic. Un alt mesaj, hidronefroză grad 2 pe fondul unei malformații, se poate rezolva laparoscopic, așa cum ați prezentat astăzi? Sigur că da, probabil că e vorba de un sindrom de Colet și vă spuneam că este indicația cea mai bună și este, cum spunem noi, un gold standard, un standard de aur. Dacă este vorba de o malformație, de un sindrom de Colet, intervenția chirurgicală laparoscopică e cea mai bună. Hipertrofie benignă de prostată poate fi rezolvată laparoscopic, ne întreabă Marcel din Râmnicu Vâlcea. Hipertrofia benignă de prostată beneficiază de tratament endoscopic. În spitalul nostru mai operăm cu bisturiu, maximum 10 pacienți pe an, restul toți ceilalți, adică
câteva sute beneficiază de tratament endoscopic? Prostatită, dacă se tratează laparoscopic, ce întreabă cineva din București, cred că nu. Este o afecțiune inflamatorie. Tratamentul este un antibiotic, nu este nevoie nici măcar de o intervenție, cel puțin până nu se poate descoperi un absces. Deci se poate trata prostatita, chiar e indicat să mergeți la medicul urolog, dar nu prin intervenție chirurgicală, ci cu tratament medicamentos. M-a întrebat o telespectatoare legat de E. coli, m-am discutat în pauza de publicitate cu ajutorul antibioticului, la fel un tratament pe care îl recomandă medicul urolog și să sperăm că veți scăpa și de E. coli. Mulțumesc din suflet pentru prezența în emisiune, mult succes, iată, în activitatea pe care o desfășurați, să aveți cât mai multe reușite, astfel încât să salvăm cât mai multe vieți și să faceți cât mai mulți pacienți fericiți. Mulțumesc și eu. Datele de contact ale invitaților le veți găsi pe forum. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ne-ați fost din nou alături. Nu uitați că ne puteți scrie la trăieștesănătos@antena2.ro. Ne puteți face chiar propuneri privind anumite subiecte pe care doriți să le discutăm în emisiunea noastră. Mâine vorbim despre o noutate în chirurgia ginecologică. Discutăm despre histeroscopie cu doamna doctor Zorela Zgarbura, medic primar obstetrică ginecologie. Apoi, fiind 1 iunie, vom vorbi despre copii și părinți. De ce nu poate copii care educă părinți? Cum vom afla de la doamna Camelia Pătrășcanu, psiholog și consilier transformațional. Sunt Simona Bălănescu, sănătate, vă doresc o seară bună pe mâine de la ora 15 și 30 de minute pentru a învăța împreună cum se trăiește sănătos. Vă aștept!